M-a frapat enorm de mult ultimele cuvinte ale lui John Lennon, înainte de a muri, ultimul interviu, The Last Interview, în care ne-a povestit câte puțin despre meditația transcendentală și despre hipnoză în general, ceea ce l-a făcut pe el atât de puternic, atât de iubit de toți. Și ne îmboldește să ne vizualizăm viitorul în culori foarte deschise, așa cum vrem el să fie. Și dacă ți-l vizualizezi, mai devreme sau mai târziu, va fi o realitate obiectivă. Tu, băieți, trebuie să vă vizualizați viitorul. Viitorul depinde de voi, nu depinde nici de președinți, nu depinde de absolut nimeni. Voi trebuie să vi-l faceți. Dacă ai o impresie foarte bună despre tine, vei reuși în viață. Dacă ai o impresie mai rea, că sunt bolnav, sunt... Da. Știi cum e? Cere și ți se va da. Dacă ceri rău, vei primi rău. Dacă ceri bine, vei primi bine. În sfârșit s-a dus și tatăl tău mi-a mers vită și am deplinit. Asta este casa lui Paul McCartney. Aici s-a născut el la numărul 20. Dar ca să intri înăuntru, trebuie să dai telefon. Aici, 20 Fort Line Road. Asta este strada și trebuie să dai telefon dacă vrei să intri înăuntru. Casa este deschisă pentru public. Deci aici s-a născut Paul McCartney. Look at that guy there. Daddy.